Ladies and gentlemen, good morning. We are about to open more solemnly than usual the trading session at the Bucharest Stock Exchange, and we are welcoming on the floor of the exchange today Mr. Victor Ponta, the Prime Minister of Romanian government. Please welcome him. Bună dimineața! Dacă cineva nu se trezise până acum, cu siguranță ne-a ajutat clopoțelul. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru invitația de a fi în această dimineață la deschiderea lucrărilor Bursei de Valori București. Este, și vreau să spun de la început, un lucru pe care l-am afirmat și cu alte ocazii, și anume că sunt absolut convins că existența unei piețe de capital puternice este un element obligatoriu pentru dezvoltarea României. Poate că sună oarecum neobișnuit din partea unui șef de guvern social-democrat acest lucru, dar cu atât mai mult cred că este necesar și este adevărat pentru România și apreciez foarte mult eforturile făcute în ultima perioadă de conducerea bursei, de domnul președinte Anghel, de domnul director general Sobolevski, în colaborare cu autoritatea de supraveghere financiară, și din punctul de vedere al guvernului aveți tot sprijinul pentru a dezvolta piața de capital din România. Aminteam că ne-am văzut în februarie, însă efectiv la această procedură tradițională de deschidere a lucrărilor, îmi pare rău, am asistat de două ori la Londra la această procedură și trebuia de fapt să asist în primul rând la București și după aceea în alte capitale, dar în același timp am asistat în momente importante, momente de listare atât la București cât și la Londra a unora dintre companiile importante din România. Și vreau doar să spun că, din punctul de vedere al guvernului, listările realizate până acum, Transgaz, Romgaz, Nuclear Electrica, au fost operațiuni de succes și că acest lucru ne obligă să continuăm programul și să reușim cât mai curând, sper 2015 să fie anul potrivit, cu listarea Hidroelectrica, a companiei energetice Oltenia, a companiei de aeroporturi București, a portului Constanța, a celorlalte companii care încă se află în portofoliul guvernului și care au nevoie, în primul rând, de o creștere a capitalului, în al doilea rând, un management performant și proceduri transparente de conducere. Așa încât, dacă 2013 și 2014 au fost ani de dezvoltare pentru Bursa de Valori București, îmi doresc foarte mult ca 2015 și 2016 să continue, iar implicarea guvernului, fie pe partea legislativă, fie pe partea decizională de listare a companiilor care încă se află în portofoliul guvernului, să sprijine această dezvoltare a pieței de capital. Depinde foarte mult de dumneavoastră, depinde de colaborarea cu ASF și vreau să cred că autoritatea de supraveghere financiară este nu doar independentă, dar și mult mai eficientă și mai profesionistă decât fostele structuri care gestionau activitatea bursieră. Și intervenția legislativă sau a guvernului trebuie să fie doar și doar la cererea dumneavoastră. Din acest punct de vedere, știu foarte bine solicitarea pe care ați adresat-o de mai mult timp și pe care am discutat-o și cu Ministerul de Finanțe și cu alt Ministerul Justiției, legată de o finalizare a reformei structurale prin adoptarea unui act normativ de către guvern care să faciliteze operațiunile pe piața de capital, să le facă mai transparente și mai deschise pentru fluxurile de capital. Mai știu de asemenea că soluția cea mai eficientă este a unei ordonanțe de urgență. E adevărat că în ultimul timp
Am fost criticat pentru ordonanțe de urgență, s-ar putea ca pentru asta să fiu lăudat. Că așa se schimbă abordarea, când e ordonanță de un anumit fel sunt criticat, când e ordonanță bună sunt lăudat. De aceea și care mă criticaseră mai devreme. Vreau doar să spun că sunt conștient și am înțeles necesitatea modificării legislative care practic finalizează reforma structurală din punct de vedere al normelor legale. Mai departe, evident, ASF-ul fiind cel care trebuie să intervină și să reglementeze din punct de vedere secundar. Însă, într-adevăr, o piață de capital modernă are nevoie și la București de norme cât mai clare, de norme flexibile și de norme care să încurajeze dezvoltarea pieței, nu să o restrângă prin reguli care erau probabil valabile în urmă cu mai mulți ani. Domnul Sobolevski, care dincolo de a fi un foarte bun manager, are ceva și un pic de diplomație în a discuta cu oamenii politici, mi-a adresat o provocare, a zis că dacă tot mai rămân doar puțin timp prim-ministru, măcar să finalizez ceea ce am început, și anume reforma structurală a pieței de capital. A funcționat provocarea, am înțeles-o și sunt convins că împreună cu Ministerul de Finanțe, în timpul cel mai scurt, vom avea adoptată legislația pe care piața de capital o așteaptă pentru a se putea dezvolta în 2015 și 2016. Vreau să vă urez tuturor succes. Vreau să vă asigur de faptul că în ceea ce mă privește, tot ceea ce înseamnă piață de capital, ceea ce înseamnă investiții corecte, ceea ce înseamnă până la urmă încredere în dezvoltarea economică și financiară a României în anii care urmează, trebuie încurajat și vă asigur că veți avea tot sprijinul din partea mea și din partea noastră, iar data viitoare o să fiu puțin mai atent atunci când trag de acest clopot, pentru că ideea era să rezim piața de capital, nu chiar pe toată lumea în cartier. Vă mulțumesc încă o dată și vă urez mult succes!